Uite, așa a fost ca chiar acum când începe primăvara din punct de vedere calendaristic, să vă vorbesc eu puțin despre demachiere. Despre demachiere n-am scris doar o dată pe blog, am scris de mai multe ori. Pe YouTube am menționat, slavă Domnului, de multe ori treaba asta cu demachierea. V-am mai recomandat să vă uitați și pe canalul Manuelei Mihalcea. Ea are niște clipuri și niște informații foarte bune despre demachiere. În ultima vreme, pentru că a început și Adriana, da, ce auziți, sunt pisicile mele care scarmă în cutie, a început și Adriana de la eSkin Blog să filmeze și să povestească acolo despre demachiere, și aveți de unde să vă luați informațiile. Informațiile aveți de unde să vă le luați, o să mă întrebați bine de unde ne luăm produsele. Știu că tentația este să mergeți rapid într-o farmacie sau într-un supermarket să luați celebra micelară, bine, pe aceasta pe care eu chiar vă recomand să o cumpărați. Dar acum sunt toate acele oferte cu acele sticloanțe de micelare care mai au un pic și ajung la un litru, cred că o să ajungem curând să cumpărăm apa micelară la bar. Și e acum moda asta cu apa micelară la orice. Apa micelară, apa micelară, apa micelară. Are și apa micelară rolul ei. Așa. Ce la mine este să vă luați, să vă cumpărați, să aveți produse diferite pentru diferite nevoi ale tenului și pentru diferite nevoi de demachiere. Într-un fel te demachezi când tenul este curat, adică curat mă refer fără machiaj, într-un fel te demachezi când tenul a fost și cu machiaj și machiaj așa și așa, cum sunt eu acum cu un machiaj super lejer, și într-un fel te machiezi când ai avut machiaj cu toate alea și cu fond de ten, cu blush, cu contouring, cu strobing, cu smokey eyes, cu gene false, cu... da, acolo într-adevăr necesită mai multe produse. Eu v-aș recomanda să intrați pe Auro. Eu sunt clientă la Auro, că acum iar reiau aceeași poveste, sunt clientă la Auro de prin 2008-2009, când nici prin cap nu trecea să fiu blogger sau nici mă gândeam că o să fac vreodată așa ceva. Sunt clienta lor de foarte multă vreme. Vreau să vă spun că ei de acum sunt, în fine, denumirea corectă ar fi Auro by Notino. Notino este un grup internațional și chiar mă uitam și pe grupurile de pasionați de cosmetice din afara României, că se discută foarte bine despre Notino, așa că să vă lăsați reținerile la o parte. Mai ales dacă sunteți din București, mergeți la magazinul lor fizic, Notino, din Promenada Mall, și o să vedeți acolo despre ce este vorba și poate o să vă treacă fluturii aceia prin cap, că la Auro se vând produse false și așa mai departe. Mă duc un pic la psicile mele să le liniștesc și reiau filmul. Ce căutai acolo pe toate lăzile alea și făceai gălăgie? Uf! Tu parcă ești demachiat tot timpul, așa ești de alb și de frumos. El este Raffaello Pupurello. Așa, bun. Să revin la partea cu demachierea. Așa cum vă spuneam, este bine să aveți mai multe produse. Da, este bine să aveți și o micelară. Vă recomand să aveți o micelară mai degrabă, fără parfum, fără prea multe chestii. Așa de... Uitați-vă un pic în ingrediente. Bine este să fie de la o firmă de asta, dermatocosmetice. Na, preferata mea all times este Bioderma. Mai îmi place și cea de la Ivaterm, dar nu mai am în momentul acesta. Ivaterm, cea pentru ten sensibil, cea îmi place foarte mult. Eu de la Bioderma folosesc cu mare succes și acest Sensibiole, adică laptele de machiant. Care este extrem de lejer, să știți că n-are nicio legătură cu ceea ce v-ați obișnuit voi cu laptele la Doina, gras și unctuos. Îmi cer scuze dacă tot fac așa, dar încă sunt răcită și asta e. Un bifazic pentru ochi. Eu am aici o miniatură, o să vedeți că și pe Auro găsiți o grămadă de seturi de la Clarins, pe unde mai găsiți și miniaturile lor de bifazic, și Lancôme are niște seturi cu asta și Yves Saint Laurent. E bine să, cu ocazia asta, luând un rimel în set împreună cu demachiantul bifazic, aveți timp să vă lămuriți dacă este calitatea pe care vă o doriți și apoi să vi luați full size. Acum, recent, am și primit acest bifazic de la Nivea pentru ochi sensibili și îmi place
Îmi place față de celălalt, pentru că celălalt albastru mie nu mi-a plăcut și nu mi s-a produs eficient. Pe acesta l-am folosit de 2 ori până acum, de când l-am primit, și mi-a plăcut. Cel puțin rimelul îndepărtează surprinzător de bine și fără să mă zgârie prea mult. Iar în cazul, uite, eu vă dau un exemplu. Când folosesc un fond de ten mai rezistent sau când am pe față primer, fond de ten, pudră, pudră bronzantă, blush, nu mai știu ce, la sfârșit, după ce am demachiat tenul, indiferent că l-am demachiat cu micelară, cu lapte, cu ciofi, bineînțeles, ochii întotdeauna îi demachez cu un bifazic sau un demachiant dedicatelor, îmi place să folosesc un ulei facial cu care să fac masaj, să las așa un pic acolo uleiul, să mai adune eventual foarte micile particule de machiaj care au mai rămas sau de alte mizerii care rămân pe față, împreună cu machiajul, și apoi la sfârșit, așa cu uleiul pe față, folosesc un cleanser. Am aici un cleansing foam de la Omorovița. Nu este un brand care se găsească la noi, dar cine știe, poate cei de la Natino Auronotino îl vor aduce, pentru că, apropo, verificați mereu rubrica lor de noutăți. Eu am rămas surprinsă. Mereu la noutăți găsesc chestii la care nici nu mă așteptam să le găsesc. Cum ar fi, de exemplu, acest cleanser Elemis, pe care îl găsiți și pe Auro. El, bineînțeles, se mai găsește și la magazinul Ada Shop, dar dacă vreți să vi-l comandați rapid online, îl puteți găsi și la așa. Deci după ce sunt cu acel ulei impregnat bine pe față și masaj, vin cu un cleanser și atunci vreau să spun că se ia extraordinar bine totul. Tenul se curăță extraordinar de bine. Vreau să vă mai menționez niște reguli de demachiere pe care știu că le-a zis și Manu, le-a spus și Adriana, le-au spus și alți blogări pe care voi cu certitudine urmăriți. Orice produs de demachiere se clătește de pe față. Da, când o să auziți la sesiuni de machiaj că make-up artiștii demachează repede tenul cu micelară și apoi se apucă de machiat pentru că asta este treaba lor, asta e, atunci este o ocazie, este un moment punctual când poți să nu respecti toate regulile. Dar voi acasă, zi de zi, după ce ați demachiat fața cu ce vreți voi, deci ultimul pas, după ce ați terminat toată nebunia pe față, să zic așa, clătiți cu apă de la robinet, apă curată, apă simplă. M-am mai întrebat ceva, da, să fie apă termală. Poate să fie și apă termală, dar cu apa aia curgătoare, cum îi zic eu, e alt efect, se curăță cu totul altfel în piele, adică e efectiv tot ce mai e de luat. Poți la sfârșit eventual să dai un puf de apă termală, așa de finish, ca să zic, și abia apoi vii cu ser, cu cremă de ochi, cu tot ce îți trece ție prin cap. Dar neapărat clătiți fața. Un alt lucru pe care vreau să-l menționez este legat de dischetele de machiante. Atenție cum vă alegeți dischetele, pentru că am văzut chestia asta de a căuta dischete ieftine. Am auzit pe multe femei, care sunt cele mai ieftine? Iam și mie cele mai ieftine dischete. Nu v-aș recomanda să faceți asta, pentru că discheta, ea impregnată cu ce este, uite, de exemplu, prefer, de câte ori sunt ofertele astea de dischete pentru bebeluși de la Lidl, să le cumpăr, pentru că sunt ceva mai finuțe, dar în același timp sunt bine, adică e ca și un prosopel, ca un mic prosopel, pe care niciodată nu folosesc discheta uscată pe față, o umezesc cât de puțin și abia apoi cu mișcări circulare și în general ascendente încercați să nu trageți de față în jos niciodată când vă demachiați, totul în sus, mișcările în sus să fie, iar la ochi nu, niciodată să nu trageți așa. Nu, pentru că nu faceți decât să accentuați ridurile mecanice. Invers, veniți de la frumos sau de jos în sus. Cam astea sunt mișcările. Manuela are un clip foarte mișto și arată acolo, a demachiat pe cineva și vă arată pas cu pas cum se face. Bine, ea face chiar demachierea la card, dar slavă Domnului, puteți să împrumutați și voi de acolo mici secrete. Să aveți mereu o selecție de produse, o mini-selecție de produse. Ideal este să aveți 3 produse de demachiere, gen o apă micelară, un produs dedicat ochilor și un cleanser sau un produs cremos, depinde ce vă place mai mult. Clătiți întotdeauna cu apă. Înnoiți-vă mereu colecția, între ghilimele, de produse de demachiere. Nu trebuie să vă cumpărați, nu trebuie să...
Da, s-a urcat panda acolo, vedeți? Așa. Trebuie să investiți doar în creme, seruri și așa, trebuie să investiți și în produsele de machiaj. Nu vă mai temeți de chestia asta. Atunci când vă apucați de cumpărături, cumpărați-vă și produse de machiaj. Eu stau așa că tot încerc să vă las să o vedeți pe panda. Așa. Și clătiți cu apă, clătiți cu apă. Și demachierea se face dimineața și seara. Ce nu v-am menționat este că seara, da, este necesar ca demachierea să fie un pic mai intensă. Dimineața, în general, un cleanser sau o apă micelară, depinde acum cât de încărcat vă simțiți dimineața, te anunț, sau ce planuri aveți, nu știu, că dacă vreți, de exemplu, știu persoane care își aplică mască sau tratamente dimineața, atunci poți să faci o demachiere mai intensă, depinde de programul fiecăruia. Sper că v-a fost de folos, să vă las aici link-uri în descriere care să vă ajute un pic în căutarea și completarea colecției de produse de machiere. Aștept și părerile voastre și să fiți sănătoase și foarte frumoase. Panda! Panda, eu am terminat de filmat. Vrei să pleci și tu sau mai stai aici? Mai vrei să le spui ceva fetelor? Panda, să știți că încă vrea să vă mai spun ceva.